Numele meu este Gheorghe Neculae, sunt subprefectul județului Neamț și am să dau citire ordonului 220/2016 a prefectului județului Neamț. Articolul 1. Se convoacă consilierii declarați aleși în ședințele de constituire a Consiliului Local, potrivit anexei care face parte din prezentul ordin, iar în anexă, orele 15, Târgu Neamț. În același timp, prin același ordin, sunt împuternicit să reprezint instituția prefectului pentru această adunare. Mai întâi, vă rog să ne ridicăm pentru a asculta imnul Republicii. Rămâneți în picioare, rugăm pe Sfinții Părinți pentru o rugăciune. Mântuitorul și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și oarele primești, vistierul Mântărților și Cerătorului de viață, vino și te sănășuiește în noi și ne curăsește pe noi de toată întâlnășunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Intrăm în ordinea operațiunilor pentru ședința de constituire a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile articolului 30 alineat 1 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 și a Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare a Consiliului Locale, constituirea Consiliului Locale se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor. Azi suntem în 24, deci suntem în termenul dat de legiuitor. În plus, trebuie să respectate prevederile legii 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Am verificat, a apărut în monitorul oficial situația mandatelor financiare depuse la AEP și publicate. Deci, din punctul ăsta de vedere, ședința poate continua. În prima parte a ședinței, lucrările vor fi conduse de către un președinte de vârstă, conform datelor de stare civilă, președinte de vârstă din cadrul consilierilor aleși, este domnul Onu Gică, prezent lângă noi aici. Dumnealui va fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri, domnul Acio Cărlunoaie Andrei și Borș Paul.
invităm să-și preia rolul pentru prima parte a ședinței. Domnule președinte, vă rog să procedați. Doamnelor, așa. Înainte de a face treaba asta, putea să o pronunțați și dumneavoastră, dar am fost rugat să o spun eu, să facem o prezență a consilierilor prezenți, pentru că este important, știm foarte bine, dacă nu se întrunește o majoritate, două treimi la Constituire, ședința nu se poate desfășura. O rog pe doamna secretar, și mă iertați, domnule președinte, puteți să procedați dumneavoastră în aceeași manieră. Vă rog, doamna secretar. Aciocârlă Noaie Andrei, Maxim Toaie Ana, a Marinei Ramona Iuliana, a Popei Vasile, Bălțătescu Vasile, Bisticianu Ciprian, Borș Paul, Ciorsac Elena, Cosma Dumitru Daniel, Dron Vasile, Gaiță Dumitru, Cumulescu Traian, Iliescu Constantin, Onu Gică, Ruxandescu Ion, Timișescu Ovidiu, Trofin Gheorghe, Vartic Gheorghe, Brânceanu Maria. Ședința este legal constituită. Din 19 consilieri sunt prezenți 19. Excepțional. Domnul președinte, poftiți. Doamnelor și domnilor, rog pe doamna secretară Laura Elena Mastei pentru a prezenta regulamentul cadru de funcționare și organizare a Consiliului Local, respectiv dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale instanțelor, așa cum acestea au fost primite de la biloul electoral de circunscripție. Dosarul sigilat și semnat de președintele biroului electoral de circunscripție și membrii acestea conținând procesele verbale, model anexa numărul 1 din hotărârea autorității electorale permanente 12 din 2016, privind consemnarea rezultatelor votării pentru Consiliul Local. Procesul verbal, model anexa numărul 8 din hotărârea autorității electorale permanente 12 din 2016, privind centralizarea votelor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local. V-ați făcut opțiunea, domnul primar, azi? Întâmpinările și contestațiile formulate în timpul alegerilor. Deci, opțiuni, dacă sunt opțiuni, da, de renunțare? Eventuale opțiuni scrise ale consilierilor declarați aleși care ocupă funcții incompatibile potrivit legii cu calitatea de consilier. Și? Și? Și opțiunea scrisă a primarului declarat ales pentru funcția de primar sau consilier, dacă a candidat pentru funcția de consilier și a obținut mandatul. Opțiunea scrisă este obligatorie numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată. Am înțeles că s-a procedat, da. Există. Fac precizarea că documentele menționate mai sus au fost deja consultate și nu există obiecții, drept pentru care se trece la următorul punct al ordinii de zi, fără pauză. Prezentăm ordinea de zi a ședinței, vă rog. Punctul 1. Alegerea comisiei de validare. Punctul 2. Prezentarea procesului verbal de încheiat de comisie validare cu propuneri de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarați aleși. Punctul 3. Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleși. Punctul 4. Depunerea jurământului de către consilierii a căror mandate au fost validate. Punctul 5. Constatarea Consiliului Local ca legal constituit. Punctul 6. Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local. Punctul 7. Prezentarea hotărârii judecătorești de validare a mandatului primarului, dacă procedura de validare a fost finalizată. Punctul 8. Depunerea jurământului de către primar. Alegerea viceprimarului. Punctul 10. Aprobarea numărului și componența Comisiei de Specialitate pe principalele domenii de activitate. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotriv. E cineva împotrivă? Nu.
Cineva se abține? Unanimitate. Unanimitate. Se trece la primul punct al acestei. Alegerea comisiei de validare. Potrivit regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local, pentru validarea mandatelor Consiliului Local, aleg prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini dintre membrii lor, pe întreaga durata mandatului Consiliului, o comisie de validare alcătuită din trei consilieri. Ținând cont de numărul consilier, vă propune ca această comisie să fie din trei consilieri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, constat că în unanimitate s-a aprobat formarea comisiei de validare din trei consilieri. Nominalizarea acum. Da? Cine face propunere pentru... Doamna Axintoaia. Doamna Axintoaia, poftiți. Pentru comisia de validare, pe domnul Vasile Dron, domnul Ciprian Mistriceanu și domnul Traian Mulescu. Mai sunt alte propuneri? Supuneți la vot. Supunem la vot pe fiecare nominal. Pentru Dron Vasile. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate s-a votat pentru Dron Vasile. Pentru domnul Bisticeanu Ciprian, cine este pentru? Pentru domnul Homulescu Traian, cine este pentru? Cine este împotrivă, abțineri, deci în unanimitate s-a votat pentru domnul... Cred că ați reținut lucru foarte important. Prima comisie devine foarte importantă pe toată durata mandatului. Deci această comisie rămâne neschimbată timp de 4 ani. E nevoie ca să știți lucrul ăsta pentru că nu mai sunt alte modificări. Să aleagă între... Nu. Invitații să-și aleagă posturile. Un președinte și un secretar. Membrii comisiei validare. Deci membrii comisiei de validare, să vă spun eu mai pe scurt, trebuie să aleagă un președinte și un secretar. E treaba dumnealor cum hotărăsc. Noi trebuie numai să știm. Da. Componența comisiei este următoarea. Dron Vasile, președinte, secretar Bisticeanu Ciprian, membru Humulescu Traian. Trecem la al doilea punct la ordine de zi. Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propuneri de validare sau invalidare a mandatelor consiliilor declarați aleși. Iertați-mă, domnul președinte, am înțeles că onor comisia de validare a studiat dosarul de care vorbim. Vă mulțumesc. Rog pe domnul Dron Vasile, președinte a comisiei de validare, deci, să dea citire procesul verbal. Nu mai citesc preambulul, l-am citit, m-am revizat citirea din aur. Deci tabelul nominal cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consiliilor locali. Ciocârlănoaie Andrei, validat. Axintoaie Ana, validat. Amarinei Ramona Iuliana, validat. Apopei Vasile, validat. Bălțătescu Vasile, validat. Bisticeanu Ciprian, validat. Borș Paul, validat. Ciorsac Elena, validat. Cosma Dumitru Daniel, validat. Dron Vasile, validat. Gaiță Dumitru, validat. Harpa Vasilică, invalidat. Fost ales primar. Comunescu Traian, validat. Iliescu Constantin, validat. Onu Gică, validat. Ruxandescu Ioan, validat. Mișescu Ovidiu, validat. Trofin Gheorghe, validat. Ungureanu Ionel, invalidat, a renunțat la mandat. Vardic Gheorghe, validat. Frânceanu Maria, validat. Domnilor, doamnelor și domnilor, ați audiat procesul verbal și vă propun să trecem la al treilea punct de la ordinea de zi. Validarea și invalidarea mandatelor. Înainte de a supune votul dumneavoastră validarea sau invalidarea mandatelor, trebuie să precizez câteva reguli prevăzute de articolul 31 alineatul 4-5 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 și articolul 6-7 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Locale după cum urmează. Validarea mandatului se face în ordine alfabetică prin votul deschis al majorității consilieri prezenți la ședință. Persoana al cărui mandat este supus validării sau nu participă la vot. Consilierii care sunt motivați de la ședință de consilieri pot fi validați sau invalidați în lipsă. Invalidarea alegerii unui consilier se poate face numai dacă
au fost încălcate condițiile de eligibilitate, alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile legii 67 din 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în cazul când până la data validării un candidat declarat nu mai face parte din partidul pe care a cărui listă a fost ales la cererea scrisă a partidului respectiv, în această situație va fi supus validării primul supliant de pe listă. Atunci, la noi, Andrei, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. 18. O abținere, domnul... Dumneavoastră, nu mai citiți numele și rog pe domnul președinte să-și facă rol. Nu, vă rog. Abțintoaia Ana. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru, da. Și o abținere, doamnă. A Marinei Ramona Eliana. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru, abțineri. 18 pentru, 1 abțineri. A Popei Vasile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru, abțineri. Bălțătăți cu Vasile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru, 1 împotrivă. Abțineri. Cristicianu Ciprian. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru, 1 abțineri. Borș Paul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru, 1 abțineri. Ciorsac Elena. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru... Numai o precizare. Vreau să vă spun că, în conformitate cu prevederile legii, cei care sunt nominalizați nu trebuie să participe la vot. Nu e nevoie de abținere de fiecare dată. Pur și simplu nu ridică mâna și mai simplu pentru toți și în textul legii. Vă mulțumesc. Cosma Dumitru Daniel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Dron Vasile. Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Gaiță Dumitru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Cumulescu Traian. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Iliescu Constantin. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 18 pentru. Onu Gica. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Ruxandescu Ion. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Timișescu Ovidiu. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 18 pentru. Trofin Gheorghe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Partic Gheorghe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Vrânceanu Maria. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 pentru. Deci trebuie să consemnăm că abținerile au fost ale persoanelor care erau nominalizate și toată lumea care a fost citit aici, toți consilierii, sunt cu majoritate de 18, da? Da, da, da. Deci unanimitate. La punctul 4 al ordinii de zi, depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Și vă da citire jurământul de către doamna secretară Laura Elena Mafchei. Noi vom ține mâna stângă pe Constituție și Biblie, vom spune numai jur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. O să vă rugăm în ordine alfabetică. Domnul Arciutul de Loaie Andrei. Deci... La măsuță pentru depunerea jurământului. Domnul președinte, să fiți atenți să fie semnate cele două exemplare de jurământ, da? Da. B-
Bine, dar dumneavoastră sunteți președinte. Acum 2 ani. Iertați-mă, ați plecat cu exemplarul dumneavoastră? Da. E semnat de președintele de vârstă? Da. E în regulă. Acoperi Vasile. Trebuie să fim atenți la multe de astea. Rămâne. Dor. După ce citește domnul director, da. E important că ești primul cetățean să vorbești și să distingi. Deși dacă stăm și ne gândim, eu mic problem. Dacă nu este semnezul de unul, thank you.
Vot constituirea Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. După adoptarea hotărârii, președintele declară Consiliul ca legal constituit. Deci la alegerea președintelui, alegerea președintelui de ședință. Cine dorește să facă propunerea? Avem domnul Trofim Gheorghe, poftiți. Propun ca președinte de ședință pe domnul consilier Dron Vasile. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 19 voturi pentru. Domnul Dron Vasile a fost ales președinte de ședință. Doamnelor și domnilor, trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul judecător, rolul dumneavoastră. În care rugăm pe doamna judecător să prezinte hotărârea judecătoare pe care a fost validat primar. Dau citire sentinței civile numărul 70 a judecătoriei Târgu Neamț privind validarea primarului orașului Târgu Neamț. Numele legii hotărăște. În temeia articolul 58 aliniat 1 din legea numărul 215/2001 validează alegerea domnului Harpa Vasilică, domiciliat în Târgu Neamț, strada Moșii Oroată numărul 21, județul Neamț, candidat din partea Alianței Electorale PSD-UNPR în funcția de primar al orașului Târgu Neamț, județul Neamț. Este pus de apel în termen de 5 zile de la comunicare. S-a pronunțat în camera de Consiliu și în ședința publică din 21 iunie 2016. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor orașului Târgu Neamț. Așa să-mi ajute jurul de Dumnezeu. Yeah.
procedeze la alegerea viceprimarului. Deci, conform legii, viceprimarul este ales de rândul consilierilor. De aceea rog să se facă propuneri pentru ca unul dintre cei 19 consilieri validați astăzi să îndeplinească funcția de viceprimar. Prezentați puțin și maniera în care se desfășoară procesul, ca să spuneți că este vot secret. Deci, pentru alegerea viceprimarului se folosesc buletine de vot. Exercitarea votului se face la cabină, prin înscrierea pe buletin, deci da sau nu. Nu în procedură da sau nu. Iertați-mă că intervin eu, dar vă ajut. Sunt două maniere de a vota, în sensul că se înscrie pe lista respectivă absolut toată lumea care este propusă, este unul, că sunt doi, că sunt mai mulți, n-are importanță. Sunt două modalități prin care se face alegerea pe vot secret, prin bararea cu o linie orizontală a celor care nu doriți să fie viceprimar și a lăsa liber cel care doriți dumneavoastră să fie viceprimar. Există și o a doua manieră în care, în dreptul celui dorit dumneavoastră, scrie da, atât. Dar aici hotărăți dumneavoastră prin vot ce manieră alegeți, prin barare sau prin scrierea cuvântului da. Domnul președinte, vă rog. Deci, supun la vot procedura de vot. Prima variantă. Variantă prin... Da sau nu? Nu. Da, așa sunt. Da. Nu. Eu vă rog frumos, respectăm ce este în lege. Deci, eu prezentam cele două variante. Da sau nu, sau a doua variantă... Nu există nu. Da. Există da. Da. Dacă... Sau prin barare. Cum hotărâți dumneavoastră? Dar să fie nu cu da și nu, ci da. Da. Poftiți. Deci, cine este pentru varianta votului cu da? Împotrivă? S-a abținut cineva? Deci s-a adoptat... Explicați dumneavoastră să nu se facă, o să fie prostii. Cu da. Veți vota cu da. Deci ați înțeles. Pe buletinele de vot va fi scrise numele celor pe care, cele care vor fi propuși. În dreptul fiecare puneți da sau nu. Nu. Deci, vă rog că aici nu este la alegerea fiecăruia. Sunt două maniere. Fără să fie cuvântul da, este o manieră. A doua manieră este cuvântul da. Dacă ați ales și ați votat pentru treaba asta, numai în dreptul persoanei pe care dumneavoastră vreți să o aveți ca viceprimar, scrieți da. Nimic altceva. Urma votului, deci, va fi ales, declarat ales, persoana care va întruni majoritatea plus 1, deci majoritatea simplă a membrilor Consiliului Local. În situația în care va fi balotat, se va trece la dacă sunt mai mulți candidați și niciunul nu întrunește jumătate plus 1, să ne face votul cu primii doi clasați în urmă vot. După care, din cei doi, va fi declarat unul ales. Deci s-a înțeles, da? Comisia de validare. Comisia de validare trece să... înainte de asta, cine face propunere? Da. Cine face propunere pentru viceprimar? Domnul Bisician. Eu, împreună cu colegii, am hotărât să propunem pentru viceprimar pe domnul Apopei Vasile. Asta este propunerea noastră pentru postul de viceprimar al orașului. Mai sunt alte propuneri? Noi propunem pe domnul Ciocărlă Noi Andrei. Vă rog, consemnați. Supune... Da. Pe vot. Deci să pun la vot. Dacă sunteți... Mai sunt și alte propuneri? Nu, să scrieți pe listă, da? Dacă nu, propun să fie trecut pe listă de candidați cele două persoane, respectiv Apopi Vasile și acepările noi Andrei. Deci, da, cine este pentru? Deci se încheie lista aici, cu două nume, da? Cu două. Bine. Împotrivă?
Se abține cineva? Deci veți primi buletinul de vot pe care sunt înscrise cele două nume, Apopi Vasile și Acio Cărlănoaie Andrei. Cel pe care îmi doriți să-l votați, în dreptul lui scriți cuvântul da. Și atât. Deci nu puneți altceva la celălalt sau tăiați sau... Deci cuvântul da se pune în dreptul candidatului pe care dumneavoastră doriți să-l votați. Da? Am să adaug încă o dată. Fără sublinieri, fără adnotări, fără nimic altceva. Un singur cuvânt va exista. Da, în dreptul candidatului pe care dumneavoastră l-ați ales. Vă mulțumesc. Da, da. Nu au fost probleme. Chiar a avut 11. Luni? Se pregătește domnul Bălțătescu Vasile. Thank you.
Domnul Dronfin. Domnul Bartic. Domnul Bartic. Doamna Grânceanu Maria este scuză la vot. Alegerea primarului. Deci proces verbal încheiat azi 24. Viceprimar. Viceprimar, primar avem. În ședința Comisiei de Validare, având ca obiect validarea candidatului pentru funcția de viceprimar. Astăzi, data de mai sus, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local, Târgu Neamț, în ședința de constituire din 24 iunie 2016, a examinat buletinele de vot, extrase din urna prin care s-a procedat la alegerea prin vot secret a viceprimarului orașului Târgu Neamț. Pentru alegerea viceprimarului au fost propuși doi membri ai Consiliului Local Târgu Neamț, respectiv domnul Iapopi Vasile și acel noi Andrei. În urma numărării voturilor exprimate, rezultatul a fost următorul. Având în vedere faptul că e cald afară, să vă dau scorul. Deci ca la tensiune este 14 la 5. Deci, domnul Apopi, 14 voturi pentru, domnul Ciocărlănoaie, 5. Total 19 voturi valabile exprimate. Deci, începând de momentul ăsta, domnul Apopi este viceprimarul numărie din Târgu Neamț. Felicitări, domnul viceprimar. O să apăm un locuitor. Da, mă bucur. Spuneți cele trei comisii. Având, cele trei comisii. Este vorba de Comisia de Cultură, de Comisia Economică, Comisia de Urbanism. Citiți. Denumirea completă, complet. Domnule. Comisia numărul 1. Buget, finanțe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public și privat, servicii publice, comerț, agricultură și turism. Comisia numărul 2. Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. Iar Comisia 3. Administrație publică locală, juridică, ordine publică și drepturi cetățenești, învățământ, sănătate, cultură, tineret și sport, protecția copilului, muncă și protecție socială. Având în vedere numărul de consilieri din care este compus Consiliul Local, vă propun pentru aceste comisii numărul de componenți, respectiv prima comisie, 7 membri, Comisia numărul 2, 7 membri, deci urbanismul 7 membri și Comisia de Cultură 5 membri. Împotrivă, se abține cineva? Deci în unanimitate de voturi, numărul de membri din cele trei comisii au fost aprobat. Pentru operativitate vă propun să fac propunerile pentru toate cele trei comisii, urmând ca ulterior dacă mai sunt alte propuneri, să le trecem pe buletinele de vot. Pentru prima comisie, buget finanțe,
propun pe Ruxandescu Ion, Axintoaie Ana, Onu Cică, Bistriceanu Ciprian, Vorș Paul, Vrânceanu Maria, Iliescu Constantin. Dacă la comisia asta mai aveți de făcut alte completări, alte propuneri. Dacă nu supun la vot, cine este pentru trecerea pe buletinul de vot a celor mai nu e nevoie. Nu e vot deschis. Supuneți... Comisia, comisia numărul 2. A. Supun la vot comisia numărul 1, deci conferința respectivă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci unanimitate de voturi au fost aleși. Comisia numărul 2. Dron Vasile, Trofin Gheorghe, Apopie Vasile, Timișescu Ovidiu, Gaiță Dumitru, Humulescu Traian, Acio Cărlănoaie Andrei. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci unanimitate de voturi a fost și Comisia de Urbanism s-a aprobat. Comisia numărul 3, Comisia de Cultură, Amarinei Ramona Iuliana, Ciorsac Elena, Vartic Gheorghe, Bălțătescu Vasile, Cosma Dumitru Daniel. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, supun la vot de ce e numerat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci și cea de-a treia comisie a fost aprobată. Va trebui ca din membrii comisiei alese să vă alegeți un președinte și un secretar al fiecărei comisii. Deci până la prima ședință de Consiliu Local, care va avea loc pe 30, am înțeles? 30 joi. Nu, dar cu 3 zile înainte este comisia. Deci, săptămâna viitoare, o să vedem, miercuri sau joi, când o să aibă loc, deci comisiile să vină cu propuneri pentru alegerea unui președinte sau unui secretar, la cele trei comisii. S-a înțeles maniera, deci la prima ședință de comisie, care va fi cu 3 zile înainte de data oficială a ședinței de Consiliu Local, dumneavoastră, fiecare din cele trei comisii, vă alegeți un președinte și un secretar. Deci treaba fiecărei comisii. În proxima ședință de Consiliu Local se aduce la cunoștință pentru a se face în procesul verbal menționările care trebuie și să funcționați exact în maniera asta. De altfel, dumneavoastră, după ce ați hotărât treaba asta, e clar, este prima ședință de comisie, deja dezbateți materiale. Vă mulțumesc. Deci, stimați colegi, acestea au fost punctele de ordine de zi. Dacă din ce ai ales e cineva care vrea să spună câteva cuvinte, vă rog să vă înscriți la cuvânt. Dar limitat la un 3 minute pentru fiecare ca să nu trebuiască să lungim prea mult. Rog pe Părinte Protopop, dacă două vorbe. Deduc să mergem la cei doi aleși primar și viceprimar ca să știți ce au nu, nu, și la toți consiliere, de ce nu? Primul la consiliere. La consiliere e foarte important. În numele colegilor preoți, doresc ca să felicit din tot sufletul pe domnul primar, noul primar ales și pe domnul viceprimar să și mulțumim pentru cei 4 ani trecuți pentru împlinirile pe care le-a avut în această perioadă și pentru că cetatea aceasta târgu-mințeană, orașul nostru, este în totalitate creștină, cred că se cer 2 lucruri esențiale de împlinit, lucruri pe care le-a și împlinit domnul primar și colaboratorii domniei sale, în primul rând credința în Dumnezeu și domnul primar se trage dintr-o familie creștină deosebită și sigur să fie și un model, un familist convins pentru a fi model pentru familia tânără, familia creștină din orașul nostru, știind foarte bine că familia este așa
în mare pericol, nu mai intru în mănunte, cunoașteți fiecare acest lucru. Și pentru că orașul Târgu Neamț este sub patronajul Maicii Domnului, doresc ca să ofer domnului primar și domnului viceprimar o icoană cu chipul Maicii Domnului, ca să fie spre ocrotirea și ajutorul în această misiune pe care o va începe pentru binele credincioșilor, binele cetățenilor din orașul nostru. Dumnezeu să-i ajute! Și că iertați, sunteți oricum de mult. Domnul viceprimar. Da. Bună ziua, în primul rând, și în primul rând aș dori să mulțumesc familiei mele, părinților, soției și copiilor care mi-au fost și sunt alături de mine. Mulțumesc domnului primar pentru încrederea acordată și mulțumesc, dragi colegi consilieri, pentru încrederea acordată prin votul noastră. Știu că asta înseamnă o mare responsabilitate pentru mine, însă îmi cunosc capacitatea de a forma și de a lucra într-o echipă. Să ajute, să ne ajute bunul Dumnezeu să facem lucruri bune pentru urbea noastră. Doamne ajută! Pentru că s-a încheiat o campanie electorală de o lună de zile, mi se pare corect ca spiritul fair play-ului să felicit și eu, ca reprezentant al Partidului Național Liberal, câștigătorii, să-l felicit pe domnul primar, pe domnul viceprimar, să urez bun venit colegilor consilieri noi în Consiliul Local și sunt convinsă că vom face lucruri bune în sprijinul cetățeanului din Târgu Neamț și în sprijinul urbei noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnule președinte, aș vrea să felicit și eu pe toți colegii consilieri locali, pe domnul viceprimar, pe domnul primar. Mandatul 2012-2016 a fost un mandat care s-a încheiat cu rezultate foarte bune, unde primarul domnul Harpa Vasilică și viceprimarul Humulescu Traian au gestionat o situație deosebit de grea, preluată în anul 2012 și dus la bun sfârșit, până la un punct, în anul 2016. Am convingerea că și noua echipă, domnul primar Harpa Vasilică, domnul viceprimar Popei Vasile, vor duce și mai departe acest program de dezvoltare a orașului Târgu Neamț. În ceea ce mă privește, țin să mulțumesc tuturor colegilor cu care am lucrat în vechiul Consiliu Local, urez multă sănătate și mult succes în activitate noilor colegi din nou Consiliul Local. Toate cele bune și să avem succes împreună în viitor. Mulțumesc! Doamna Luca! Scuze. Vreau să îmi exprim o trebuie să onoare pentru ziua de astăzi, prin ziua națională anului, o sărbătoare importantă a țării noastre. Să apreciez în acest sens doamnele și domnii care au îmbrăcat acest corp frumos fie românească. Felicitări la tine, așa de frumos, cei care ați avut ea și ați spacat acest moment al țării noastre. Acum dați-mi voie să vă felicit domnule primar, domnule viceprimar, prin dumneavoastră echipa învingătoare, în aceeași măsură dați-mi voie să felicit și echipa învinșilor, pentru că și dumneavoastră au fost într-o campanie, pe care mă număr și eu, dar vă spun că voi fi de țarul învingător cu cele 300 de voturi pe care le-am de la cetățenii orașului, să fiu în ședințele de consiliu și să fiu fără protocolul de vot și de indemnizație. Mă obligă, alături de cetățeni, să-i reprezint și împreună cu dumneavoastră și sper în puterea domnului primar pe care îl respectă, până una a fost alături de pensionari și de toți cetățenii orașului, că este primarul tuturor cetățenilor, nu numai a unui partid și voi aprecia acest lucru și în continuare, să îi urez succes, să urez succes noilor consilieri și să consider că veți promova cele mai bune proiecte pentru orașul Târgu Neamț, împreună cu echipa învinșilor. Felicitări tuturor pentru rezultate. Eu aș dori să închei.
Vedeți dumneavoastră, astăzi este o zi cu o semnificație deosebită. Astăzi, 24 iunie, sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Exact 6 luni până la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Sper din toată inima ca această zi să ne fie cu noroc pentru următorii 4 ani și nu numai, pentru urbea noastră, să ne ajute și să ne dea credință și speranță că putem face lucruri frumoase în orașul nostru. Vreau pe această cale să îl felicit pe domnul primar Vasilică Harpa, să-i dea Dumnezeu sănătate, domnul viceprimar Apope Vasile, la fel, multă sănătate și înțelepciune, să ne ajutați să dezvoltăm acest oraș, să felicit acești tineri care au decis să facă parte din Consiliul Local, cred că este o premieră pentru Târgu Neamț. A scăzut un pic media de vârstă a candidaților la Consiliul Local. Și sper ca împreună cu acești tineri să reușim să aducem speranța și să ne aducem tineri înapoi în această urbe. O urbe extraordinar de frumoasă, cu oameni frumoși și sperăm să ne fie bine la toți. În încheiere aș vrea să sublinez faptul că România este o țară cu principii democratice. Iar aceste principii nu trebuie comentate și nu trebuie orbite de gurile rele. România este o țară cu principii democratice și orice ar fi, trebuie să existe și opoziție. Facem o politică curată, o politică să nu conțină lucruri destructive. Am spus-o și o mai repet, schimbarea vine din fiecare dintre noi. Doamne ajută! Două vorbe vreau să spun și eu. Am ocazia astăzi, ca după 4 ani, în calitate de președinte de ședință, am fost și atunci, acum 4 ani și acum, să-mi pun semnătura pe hotărârea de validare a primarului Harpa. Domnul primar, vă urez la cât mai multe semnături. Deci eu am timp să vă aștept, să semnez. De fapt, și-a pus singur. Felicitări și vă urez o activitate cât mai bogată și mai fructuoasă în nou mandat. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul... Închide ședința. Dacă nu, îi dau cuvântul și domnului... Nu, să după ce închide ședința vorbesc și eu. Să dau cuvântul după ce? Vorbesc eu și după, da. După ce după aia închide ședința, da? Închide ședința și vorbesc și eu. Sigur, da. Dar cred că emoțiile de astăzi sunt mult mai puternice decât în 2012. Nu știu care este motivul, dar... Asta este adevărul. Preacucenice Părinte Protopop, preacucenici părinți, doamnul și domnul consilier, domnule subprefect, stimați prieteni, cetățenii ai orașului Târgu Neamț, în primul rând țin să vă mulțumesc sincer pentru sprijin și pentru tot ceea ce ați făcut în acești 4 ani alături de mine și alături de domnul și doamnele consilieri locali. Într-adevăr, este o zi când trebuie cu toții, indiferent de culoarea politică, să gândim un proiect pentru următorii 4 ani, chiar dacă a fost o campanie de o lună de zile și fiecare dintre partidele politice a venit cu proiecte, cu, eu știu, tot ceea ce ar fi mai bun pentru locuitorii orașului. Eu zic și trebuie să fie așa, ca toți să ne așezăm la această masă rotundă, toți consilieri împreună cu domnul vice, împreună cu mine și, bineînțeles, cu aparatul de primărie, să continuăm ceea ce a fost bun în cei 4 ani care au trecut și, bineînțeles, să continuăm proiectele pentru următorii 4 ani. Sigur, a fost o campanie diferită față de anul 2012, o campanie cu mult bun simț din partea tuturor, o campanie în care echipa câștigătoare, știți cine a fost, a trecut. Suntem într-o Românie liberă, suntem într-un oraș liber și, bineînțeles, cu oameni credincioși. Și cred că acesta a fost și motivul pentru care am ținut foarte mult să avem alături de noi pe părinții din Târgu Neamț. Și le mulțumesc pe această cale, Părinte Protopop,
părinte director și toți părinții care ați fost astăzi aici alături de noi. Vă mulțumesc că ați fost alături de Târgu Neamț și sunteți alături de Târgu Neamț în fiecare zi. Așa că se vede clar că orașul Târgu Neamț este mult diferit de multe localități din țară. Mie nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor, să îmi cer iertare dacă am greșit cu ceva în acești 4 ani, chiar și colegilor din opoziție. Țin să vă spun că în cei 4 ani care au trecut am avut o relație grozavă cu colegii din Consiliul Local. Am colaborat foarte bine cu domnul Humulescu. Așa au fost sorții să fie, să candidăm împreună unul dintr-un partid și celălalt din celălalt partid, dar să știți că noi aceiași oameni am rămas. Eu am avut o discuție cu domnul Humulescu și suntem și vom fi aceiași oameni care știu cu toții. Nu-mi doresc decât să fac echipă cât mai bună cu actualul viceprimar, să fac echipă cât mai bună cu dumneavoastră, cu domnii consilieri, doamnele consilieri care au fost în mandatul trecut, ne știm și cred că vom continua așa cum au fost în ultimii 3 ani, pentru că ultimul an am mai fost ceva probleme care nu le-am dorit niciunul. Îmi doresc ca tinerii care au venit sau domnii care au venit, doamne și domnii care sunt la primul mandat, să vină cu plus valoare pentru Consiliu, pentru orașul nostru. Iar eu nu pot decât să vă promit că voi fi deschis la tot ceea ce doriți dumneavoastră, la ceea ce vreți să inițiați, ce proiecte vreți să inițiați sau orice alte propuneri pentru binele orașului. Voi fi, așa cum am fost, primarul tuturor cetățenilor orașului. Sper să nu dezamăgesc, pentru că la al doilea mandat sunt mult mai mari pretențiile față de primul. Și sper și îmi doresc din tot sufletul să am înțelegere și din partea Consiliului și în primul rând din partea colegilor din primărie. Nu ne rămâne decât să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ducem la bun sfârșit acest mandat. La urmă, pentru că v-am spus că sunt enorm de emotiv, țin să mulțumesc soției și copiilor. Dată și încă o dată salut prezența preacucernicilor părinți și domnului subprefect pentru ziua minunată de astăzi. Mulțumesc! Ne mai avem de alte interviuri de ordine de zi, declar închisă ședința. Mulțumesc pentru prezență. Domnul și numai un secund, merge de a... Îl văd cu domnul subprefect să îmi spună și dânsul câteva cuvinte. Noi suntem mai puțin cu vorbitul, mai mult legi, regulamente, de altfel dumneavoastră ați văzut în cursul ședinței de astăzi, am făcut mai multe intervenții, n-am făcut ca să deranjez pe cineva, ci pur și simplu așa scrie în lege, trebuie să respectăm. În primul rând, salut locuitorii orașului Târgu Neamț, preasfinții părinți în fruntea acestui oraș, e un lucru excepțional pentru noi toți. Toți suntem ortodoxi. Felicit întregul corp de consilieri locali, care formează nou consiliu local. Felicitări domnului viceprimar că a fost ales, înseamnă un om destoinic dacă a fost ales de dumneavoastră cu un scor așa de mare. Și, nu ultimul rând, chiar dacă l-am lăsat la urmă, felicitări pentru domnul primar, pe care îl respect, îl stimez, îl cunosc foarte bine, știu ce înseamnă activitatea unei primării, pentru că eu însumi, înainte să ajung în funcția de subprefect al județului Neamț, am lucrat 24 de ani pe diferite posturi în primării, în județul Neamț. Încă o dată felicitări tuturor, vă doresc mult succes!